Bună ziua și bine ați venit! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru interesul arătat pentru conferința de presă pe care urmează să o avem. Vreau să mulțumesc domnilor primar, domnului Cristian Matei, primar municipiului Turda, domnului Dorin Măjigan, primar municipiului Cătia Turzii, domnilor Peciu și domnului... N-am reținut domnului de la TCI. Domnului Iacob și domnul de la TCI. Mamă. Așa, vrem și prin reprezentanții firmelor de construcție care au câștigat unele licitații aferente proiectului major pe care urmează să-l desfășurăm în perioada următoare. În speță au câștigat două contracte, cele 5 contracte de lucrări numărul 5, care reprezintă jumătate din municipiul Turda, și cele 7, care este, sunt lucrările în integralitatea lor pentru municipiul Câmpia Turda. Mi-am notat aici că vreau să vă spun așa ca și o curiozitate. Pe lângă aceste două contracte de lucrări am mai semnat și contractul de supervizare și vreau să vă spun că procesul e foarte complicat, adică pentru a ajunge la momentul acesta contractul de supervizare a fost în evaluare un an și o lună. Iar cele două contracte de lucrări, 10 respectiv 11 luni. E o procedură stufoasă, dar putem spune azi că am ajuns la liman și vom semna contractele pentru lucrările aferente celor două municipii. Dacă îmi permiteți, aș vrea să parcurgem foarte scurt o prezentare care să arate, în care vom arăta proiectele pe care le-am implementat și câteva detalii despre proiectul care e acum în implementare. Desigur, vom vorbi și despre cele două contracte de lucrări. Urmând ca ulterior să îi rog atât pe domnul primar cât și pe reprezentanții firmelor de construcție să ne spună câteva cuvinte. Și vă vom răspunde, desigur, la orice întrebări pe care dumneavoastră le aveți. Avem niște date generale despre compania de apă, despre arealul pe care îl reselim. Cele două municipii alături de 11 plus încă două comune care au aderat la ANI. Cred că aceste informații sunt cunoscute și vase cunoscute de către toată lumea. Niște detalii despre proiectele pe care le-am desfășurat. E proiectul major care a fost în perioada 2007-2013. Observați indicatorii. S-au extins aproape 10 km rețele de apă, s-au realizat 77 de km de rețele de apă, s-au realizat stații de culinare, rezervoare, au fost atât de reabilitate cât s-a și făcut un rezervor nou, am făcut stații de pompare pentru, atât pentru apă cât și pentru apă uzată. Am reabilitat o stație de tratare și s-a realizat un sistem SCADA. Sunt investiți în partea de canalizare, s-a extins rețeaua cu 62, aproape 62 de km. S-au reabilitat 27 de km. Am realizat 16 stații de pompare de apă uzată noi și s-a refăcut în integralitate stația de epurare de la Câmpia Turda. După cum bine știți, în urma acestui prim proiect, au rămas și niște economii, sume care au rămas în urma licitațiilor avute. Compania de apă a făcut atunci eforturi semnificative încât să poată accesa o parte din acei bani. Iar din sumele respective am realizat câteva contracte, s-au achiziționat o serie de boli de scavatoare, de utilaje, de vidanje necesare activității noastre. S-au reabilitat liniile electrice de la uzina de apă Cornești, o investiție care, zic eu, e destul de importantă pentru că sursa de la Cornești este sursa noastră principală de apă. Am mai făcut niște investiții în stația de epurare de la Câmpia Turzii, am cumpărat echipamente de laborator. De asemenea, au fost investiții în infrastructura SCADA, prin sistemul de monitorizare, am montat diverse devinimetre și s-au achiziționat și s-au montat
317.000 de contoare cu citire la distanță. Practic, putem spune că suntem operatorul care are cel mai modern parc de contoare. Procentual vorbim, ajungem undeva la 70-80% din contoare cu citire la distanță. În momentul de față, vă prezentăm ce s-a întâmplat. Practic, am contractat un consultant, un proiect de asistență tehnică care a urmat să ne, care a ajutat ulterior în pregătirea cererii de finanțare pentru proiectul major. Și ajungem la mai către ziua de azi. Același consultant trebuie să vină să ne ofere niște servicii de asistență tehnică, atât în pregătirea aplicației, cât și ulterior în execuție. Iar în finalul anului trecut, am reușit să semnăm contractul de finanțare în luna decembrie, în 18 decembrie, la București, în prezența domnului comisar Corina Crețu și a altor banc oficial a premierului la momentul respectiv și mai departe. Încerc să mă duc cât de repede, dacă undeva aveți nevoie de chestii suplimentare, cu tot drag. Și ajungem la proiectul major despre care vorbim azi, care, după cum vedeți, se va desfășura în întreaga are de operare 13 OAT-uri, fără cele două OAT-uri care au intrat ulterior, deoarece dânșii au intrat după pregătirea proiectului și nu mai aveam cum să pentru aceste OAT-uri. Valoarea totală a proiectului, după cum știți, e 151,3 milioane de euro. Nu o să vă plictisesc cu detaliile kilometri total și așa mai departe, oricum această prezentarea va fi transmisă și către dumneavoastră, astfel încât puteți să aveți acces la toate informațiile. Aici aveți o detaliere cu ce contracte sunt prevăzute a fi implementate în cadrul proiectului major. O să vă spun că am demarat licitații de undeva 75% din valoarea proiectului. Iar dacă sunt cam jumate din licitații, valorii vorbind înseamnă 75%, pentru că sunt contractele pentru Turda și Câmpia Turzii, care acumulat sunt undeva la 50 de milioane de euro, apoi contractele pentru adopțiune de apă, de asemenea de valori mari, care sunt importante, deoarece vor duce apa în toate OAT-urile din area noastră de operare. Concret, cele 1 și cele 2 sunt în curs de evaluare. Cele trei, ținându-și cele de reprezintă lucrările, adopțiunile de apă și niște reabilitări la stațiile de tratare. Cele trei, care reprezintă o stație de compost în cadrul stației de curare de Câmpia Turzii, adică e o soluție mai mult decât prietenoasă pentru mediu, pentru nămolul rezultat în urma procesului tehnologic de curare a apei, apei uzate. În curs a fost postat pe seama, pot să vă spun că e deosebit de dificil să treci pe tot acest tâlciș legislativ. Cred că dacă nu mă știu, după 47 de zile, sau 45 ceva de genul ăsta, ne-a fost respinsă prima la documentație, un proces uzual, apoi trebuie să vrei să o repostezi, semnul de la o postare la alta se modifică legea, mai apare instrucțiunea, mai... Deci, e o distracție continuă cu legislația în achiziție română, dar mergem înainte. În continuare, observați fiecare contract în ce stadiu este. Cele 5 și cele 7, după cum v-am spus, sunt finalizate. Cele 6, care e cel mai mare contract, reprezentând cealaltă parte din Turda, adică undeva de la Secensensul Giratorii cu Gabrielul către Micro, e în evaluarea, am ajuns la etapa evaluării propunerii financiare și sperăm ca până la sfârșitul anului să reușim să semnăm și acel contract. Și în continuare sunt deschise restul contractelor care în principiu atacă zona rurală, pe toate OAT-urile din noile noastre de zonă. Respectiv contractele de servicii, după cum a spus, contractul de supervizare este atribuit. A fost primul contract pe care l-am semnat și cred eu că e cel mai important pentru că supervizorul are de, de lucru la toate contractele de lucrări, urmând să facă
diligențiat de șantier și tot ce ține de urmărirea lucrărilor, astfel încât avem lucrări calitative. Este împreună cu beneficiar. Aici subțin sunt numărate unele dintre problemele cu care ne-am întâlnit și încă ne întâlnim, că ne chimim cu autorizațiile de construire, cu Consiliul Județean și mai departe, dar sperăm să rezidim. Aici e o scurtă descriere a contractului de supervizare. Am ținut să prezint și acest contract pentru că la momentul la care a fost atribuit nou, am considerat că nu e oportun să avem și atunci o conferință de presă. Câștigătorul contractului e firma Ectisa, e o asociere de Ectisa România și Ectisa Spania. E o firmă cât se poate de serioasă. Sperăm să ne facem împreună că e treaba cât de bine și să mărim lucrările astfel încât nu pot răspuns să avem un rezultat bun din punct de vedere al calității. Și a respectării termenilor și așa mai departe. Valoarea contractului este 13 milioane de euro. Tot așa, o scurtă descriere a lucrărilor atât pe cele 5 cât și pe cele 7. Cele 5, după cum am spus, zona de nord a Turzii, fiind reprezentată de la relativ, de la sensul giratoriu cu drapelul, către poate către Turda Nouă. Câștigătorul contractului este asocierea între Hidroconstrucția și DCI, contractor general SA, și Ianu SRL este subcontractant. Același câștigător este și pentru cele 7, de-aia am ales să ne întâlnim împreună. Va nu face două conferințe. E vorba de să descriu eu sau așa o să facă domnul director, dar Hidroconstrucția probabil ați auzit cu toții de ei. E o firmă mai mult decât serioasă, din câte știau peste 3.000 și ceva de angajați. Chiar vorbeam înainte că încearcă să aducă și sârbi, bulgari, nu știu, vietnamezi, tailandezi. După cum știți, e o problemă cu piața muncii în România, e foarte greu să găsești forță de lucru și atunci e o provocare. Durata de execuție a contractului este de 37 de luni. Sunt prinse lucrări de 10 km extindere a apă rețelelor alimentate, 15 km de reabilitare, o stație de pompare pentru apă potabilă, iar pe partea de canalizare 20 de km extindere, 11 reabilitare, 6 stații de pompare de apă uzată și o conductă de reflare de 750 de metri. Mă rog, descriem în prezentare cam ce tipuri de materiale vom utiliza. Pot să vă spun că am făcut împreună cu colegii eforturi substanțiale încât să încercăm să alegem materiale de un înalt standard calitativ. Practic orice material pe care deși deja l-au ofertat, o să vină cu formularea de aprobare, ajung la operator și noi împreună cu supervizorul trebuie să verificăm calitatea tehnică, astfel că doar materiale de calitate să fie puse în operă. Nu mai intru în detalii numerice, repet încă o dată, vă transmitem prezentarea și o să vedeți exact ce și cum. Tot în cadrul prezentării, e o enumerare a tuturor străzilor și a cantităților, a lungimilor de conducte care vor fi fie nou pozate, fie reabilitate, prin diverse soluții tehnice. Atât pe apă cât și pe canalizare, la fel, tipul de material utilizat, aici aveți la fel descrierea contractului cu numărul 7, contractul aferent întregului municipiu Câmpia Turzii. Durata de execuție în ambele contractele, ați observat, e de 37 de luni. Vom extinde 5,5 km de apă, rețele de apă, vom reabilita peste 23 de km, vom avea o stație de pompare de apă potabilă și vom extinde cu 4 km rețeaua de canalizare. Vom reabilita 12 km de canalizare. Aici o să fac precizare că o să fie probabil una dintre cele mai dificile lucrări, și anume reabilitarea colectorului principal înainte de intrarea în stația de epurare. A
atât din cauza faptului că pe, e în diametru mare, e pe drumul național, va fi o provocare de vedere tehnic. Din nou, e o descriere a materialelor utilizate, respectiv a străzilor pe care se va interveni. În final, aș vrea să îi asigur în primul pe domnii primari că vom avea deschidere totală față de doleanțele de și doar astfel încât lucrările să se realizeze în corelație cu celelalte investiții pe care le desfășoară cele două municipii. Știu, nu știu de tot, dar sunt cele 20 sau 22 de străzi din cartierul Băi, care vor începe în curând. Mai sunt lucrări pe PNDL, care la fel trebuie, noi trebuie să intervenim primii, astfel încât domnul să intre pe noi, să încercăm să generăm cât mai puțin disconfort. Vreau să le doresc succes și sper să ne întâlnim, nu știu, peste 3 ani de zile împreună într-un cadru festiv și să ne bucurăm că am finalizat cu succes acest contract. Vă mulțumesc și aș da cuvântul domnilor primari. Nu pot să nu remarc faptul că suntem la ora de bilanț parțial. Un bilanț care înseamnă ani întregi de muncă activă, atât în ceea ce privește dezvoltarea companiei de apă, care, cum ați văzut, primele imagini au reprezentat un istoric al dezvoltării companiei de apă în anii 2013-2016, ulterior, între timp începând acest proiect. Poate că sunt puțin emoționat datorită faptului că pot să vorbesc în dublă calitate în acest moment, atât din punct de vedere al companiei de apă, mare parte din ce s-a întâmplat a fost portat direct la dezvoltarea companiei și în acest moment de 2 ani jumate în calitate de primar. Aceste proiecte europene nu sunt ușoare, trebuie enorm de multă muncă, și astăzi avem 5 ani, adică 4 ani de când a început pasul 2 al proiectelor europene, a fost practic atribuirea unui nou pas pentru faptul că compania de apă turcă a fost bună practic, a încheiat cu succes primul pas al proiectelor europene în domeniul infrastructurii de apă și canal. Și, drept dovadă, am reușit să obținem din partea Comunității Europene, cu toate sincopele de rigoare care au fost inerente sau mai puțin obiectiv sau mai puțin obiective, am reușit să obținem acești bani fără cofinanțare. Ceea ce este un pas foarte important și asta este recunoașterea faptului că în această zonă noastră toate proiectele referitoare la acest subiect au fost duse la bun sfârșit și încheiat proiectul cu succes, s-a confirmat și de auditul european. Eu mă declar mulțumit că totuși după atât de mult timp suntem în această etapă în care putem să ne dezvoltăm cele două orașe și zona limitrofă de 13 ATE-uri. Mă bucur că licitațiile au fost câștigate de firme cu multă expertiză și experiență în domeniu, ce sunt firme cunoscute, ceea ce ne asigură, să spunem așa, mai mult din punct de vedere moral, că lucrările vor fi executate la timp și vor fi de bună calitate. Asta ne dorim, ca ceea ce facem, prin tot ceea ce facem, atât cele două municipii și cât și comunele din jur, toți dorim să creăm o infrastructură solidă, de perspectivă și de lungă durată. Sigur că vom avea obligația să păstrăm această infrastructură, atât la nivelul infrastructurii rutiere, cât și la infrastructurii de apă și canal, dar eu zic că suntem pe drumul cel bun și sperăm să ducem la bun sfârșit implementarea acestui proiect. La rândul meu le doresc succes antreprenorilor, subantreprenorilor și din punct de vedere al OAT-ului
foarte pretențioși la lucrurile pe care le faceți și va trebui să avem niște protocoale de colaborare, așa cum spunea domnul director, să putem corobora lucrurile care le executau ATEO simultan cu lucrurile care le veți executa dumneavoastră. În rest, mult succes, să ne dorim mult succes și să avem cât mai multe gospodării alimentate cu apă și taipă canal și infrastructura rutieră. Vă bucur că asist astăzi la acest moment, pentru că este un moment pe care cetățenii municipiului Câmpia Turzii îl așteaptă de multă vreme, având în vedere proiectele europene în care suntem angrenați. Și aș vrea doar foarte scurt să transmit doar două mesaje. Unul de felicitări companiei de apă și conducerea acestea pentru că au înțeles doleanțele municipiului Câmpia Turzii și s-au grăbit cu atribuirea acestor lucruri, măsura în care legislația l-a permis. Iar cel de-al doilea este un mesaj pe care vreau să-l transmit constructorilor, că deși sunt un tip optimist de felul meu și nu-mi place niciodată să pun în față răul, însă sunt cunoscut ca un primar extrem de pretențios în ceea ce privește calitatea lucrărilor și vreau să știți că nu voi face rabat niciun moment de la acest lucru. În acest moment deja avem două persoane desemnate din cadrul primăriei care vor monitoriza în permanență lucrările pe care dumneavoastră le veți efectua și vor fi pe teren alături de muncitori zilnic, pentru că nu doresc să se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat în pasul 1. Mai ales având în vedere, așa cum ziceam, proiectele europene pe care le avem în derulare. Nu pun rău înainte, sper ca colaborarea să fie una bună între noi. Sunt convins că o să ne vedem extrem de des, pentru că va fi nevoie să ne întâlnim pentru emiterea autorizațiilor de săpătură și cred că într-o colaborare fructoasă împreună cu compania de apă, lucru pe care deja l-am discutat cu domnul director, prioritizarea lucrurilor se va face în funcție de proiectele europene pe mobilitate urbană pe care noi le vom demara și mă bucur că reușim să semnăm înainte de a semna cu ADR Nord-Vest proiectul european, mă bucur că se semnează acest contract, pentru că este imperios necesar ca dumneavoastră să demarați lucrările înainte de a începe în altă parte. Vă doresc și eu succes și vă invit cu drag la primăria Câmpia Turzii pentru a discuta momentele de prioritizarea străzii. Doamne director, aș vrea să încep cu... Mă numesc Doru Peciu Florianu și aș vrea să încep cu o mică istorie acestei firme, Hidroconstrucția. Deci, prin denumire, Hidroconstrucția lucrează de la înființare cu apă. Că e apă care produce energie electrică, apă de băut sau apă menajeră, lucrăm de la începuturi cu apă. Și sper să colaborăm și cu apa Turda și cu primările, cele două primării, foarte bine. Începuturile noastre suntem firmă privată din 95, cea mai mare firmă privată din România. Avem lucrări în România cu valori, o să vi le spun, destul de impresionante în fonduri europene și în lucrări edilitare. Avem lucrări în Belgia, Germania, Irak, Iordania și străinătate. Lucrări hidro, după 95, nu s-au mai făcut la nivelul care eram noi pregătiți și atunci firma a trebuit să se adapteze la cerințele vieții. În această perioadă am făcut lucrări de edilitare, deci asemănătoare cu ceea ce vom face pe cele două contracte, Turda, respectiv Câmpia Turzii, în valoare de 382 de milioane de euro, reprezentând 3560 de kilometri de conduct, din care apă potabilă 1400, 1100 canalizare și reculare. De asemenea, am mai făcut și stațiile de tratare, respectiv depurare, în valoare de 50 de milioane de euro. Nu vi le spun, le-am prezentate. În anul acesta am semnat contracte în valoare de 168 de milioane de euro cu fonduri europene, cu fonduri de coeziune, buget de stat,
lucrări în toată țara, pentru că organizarea noastră e pe, pe fosta organizare unde erau albile de râu, unde s-au făcut baraje și astea, noi au rămas cu organizările pe zone din România. Și anul acesta am luat în valoare de 168 de milioane de euro lucrări noi, care sunt diverse faze de execuție, de începere, de ceea ce înseamnă, fără Turda și Câmpia Turzii, 1.980 de kilometri de conducte. Plus de 6 milioane stații de epurare. Deci așa, în mare, cam asta ar fi, ar fi lucrările care le avem asemănătoare cu ceea ce semnăm astăzi. Ca și experiență, și asta sper într-o colaborare foarte bună, pentru că și noi o să avem probleme, disconfortul care îl creăm cu excavații pe stradă și trebuie să avem înțelegerea și cetățenilor și, și noi trebuie să ne demonstrăm profesionalismul în realizarea acestor lucrări, care nu sunt ușoare, nici la Câmpia Turzii, nici la Turda. Fiind două orașe pe balast, cu apă, cu... Deci nu vor fi lucrări ușoare. Vi l-ați asumat? Da, dar înțelegeți. Trebuie succesul. Dacă doriți și știți, colegi, plus, sau domnul de la TCI, să ne spună. Ai o frată. Noi suntem organizați, sediul este centrală, este la București și în țară avem mai multe sucursale. Eu reprezint sucursala din Cluj, ca directorul sucursale din Cluj și eu voi executa, practic, aceste două lucrări. Deci eu voi fi foarte des la ușii de lucrări primare. Sperăm o colaborare foarte bună și la experiența pe care avem, nu o să cred că o să creăm mari probleme în orașe, dar o să creăm foarte mari probleme cu disconfortul pe care îl creăm la anumite străzi care sunt foarte grele, fiind foarte mici și avem o grămadă de... Dar o să ne descurcăm și eu zic că o să ducem la bun sfârșit acest contract și o să avem înțelegerea atât a beneficiarului cât a și a celor de primar. Și la final toată lumea a zis că e mulțumit. La final, în partea TCI-ului, cred că ați auzit de firma TCI, tot o firmă cu tradiție în domeniul construcțiilor, înființată în anul 1952, restructurată pe parcursul timpului, în funcție de conjuncturile care s-au derulat în țară. Spre deosebire de Hidroconstrucția, care atunci a reușit să-și mențină structurile dinainte de Revoluție, noi ne-am restructurat mult, după 1989, astfel încât toate întreprinzele județene s-au transformat în societăți, noi reprezentând organizarea trustului, rămânând cu activitatea de bază de construcții, în principal în domeniul construcțiilor civile, dar ne-am adaptat pozițiilor de pe piață și am făcut lucrări de toată natura în domeniul acesta. Și eu sper într-o colaborare bună. Important este să stabilim bine regulile jocului de la început cu consultanța de dirigenții de șantier, cu celelalte, să știm exact ce cap și procedură, cum ne desfășurăm activitatea. Restul depinde în mare parte de cum ne organizăm noi în cadrul asociației și cu cele două unități, municipiul Turda și municipiul Câmpia Turzii, sperăm să avem o colaborare bună și să încheiem cu succes aceste două contracte. Practic, în momentul de față, o să-ți facem și o chestie festivă să semnăm efectiv contractul, deși să știți că sunt, nu știu, cum am mii de pagini de semnat, deci o să semnăm doar acordul contractual, că încă mai există această birocrație. Ulterior, inginerul ne va solicita constructorilor să aducă garanția de bună execuție. Asigurări, sunt mai mult. E un proces care probabil va dura undeva la două săptămâni, doar cutiile. Și apoi mobilizarea, undeva în luna decembrie, teoretic, ar putea începe lucrările.
Rămâne de văzut, vom discuta împreună cu domnul primar dacă există priorități să le abordăm. Dacă nu, s-ar putea să începem în primăvară, pentru că depinde și de vremea de afară. Nu dorim să creăm mai mult distanță de timp. Și acum, nu știu, să răspundă și domnul Peciu. Când sunteți pregătiți? Bine. Deci, în funcție de priorități, eu am înțeles prioritatea e canalul colector. Canalul colector e o lucrare foarte dificilă. Nu o să putem să-l începem în iarna, când o să avem topiri de zăpezi și să facem acolo harachiri. Va fi foarte dificil. Și atunci trebuie pregătit. Deci aia ce înseamnă colectorul la mare din Câmpia Turșii, trebuie obturat. Eu vă spun că nu e o prioritate. Păi nu, dar pentru noi e, pentru un critic, ăla e prioritate. Și atunci nu putem începe iarna când să pompăm apă la... V-am dat un exemplu. Și eu v-aș propune așa, să lucrăm la interior atunci. Lucrăm apă și canal, nu lucrăm colector. Desigur, noi ne vom întâlni cu dumneavoastră și vom stabili prioritățile clare. Deci noi mobilizarea autorizației de construcții, trebuie să facem o serie de documente pentru fiecare stradă. O să dureze puțin. Da? Presupun că colaborarea va fi de ambele părți și atunci scurtăm mult birocrația. Că ne cam omoară. Da, asta o să fie rugămintea către primărie. Deci, unde am colaborat foarte bine cu municipiile și la fiecare ședință lunară cu consultanța, era și reprezentantul Poliției Rutiere, de exemplu. Știți, care poate să ajute. Foarte mult. Deci, când am venit prioritățile, să gândească, domnule, cum să procedăm ca să... Și poliția locală. Care i-ar ajuta foarte mult să vă arăt. Da, va fi deschidere cu siguranță și să începem să începem. Reprezentanți de la ambele OAT-uri vor fi prezente la întâlniri pe teren, la ședințe de progres. Practic, să știți că noi așa am și pregătit proiectul. Va fi doar fiu așa întâlnit toată lumea, la toată strada. Tot așa de bine și electrica și hidroelectrica și doamne. Domnule director, câți din Consiliul Județean își spuneau că proiectul a fost reditat datorită faptului pe partea de secțiune rurală, datorită faptului că pe nivelul de canalizare nu era atins numărul de locuitori din sectorul de localități. E vorba de Aicon și mai cu Călărașul, parcurea, nu știu de faptul. Vreau să vă întreb dacă ați rezolvat această problemă și cum s-a făcut echivalarea numărului de locuitori pentru Aicon, să vă zic. Dar așa că încât să se respecte... Ok, vă răspund cu drag. În primul rând v-aș întreba cine din Consiliul Județean și ce treabă au de înșel. Nu sunt politice, nu știu. Facem politică sau o facem treabă? Nu sunt obligat să-mi spun să le văd. Consiliul Județean n-are nicio problemă cu lucrurile astea. În fine... Informația poate să vină și de pe stradă, dacă se solicită un punct de vedere. Aveți pe surse informații? Da. Da, și m-am adresat oficial, o să zic. Dar din moment ce dăși n-ar fi legătură în chestia asta, ce surse poate să ai? Păi nu știu. Asta este un program european pentru compania regională de apă, tot, dar scurt. Dar nu au oameni voie să aibă părere, nu au voie să ofere soluții sau să pună întrebări, care este problema. Păi eu mă întreb asupra surselor, ce surse aveți? Surse jurnalistice. Ei au foarte multe probleme cu ceea ce au ei. Ei întreabă, iar autoritățile publice locale trebuie să răspundă toate prima. Oamenii întreabă, iar dumneavoastră trebuie să răspundă. Am eu întrebare, nu o spală pentru dumneavoastră, ați zis că ne-ați și întrebat. Da, nu ne-ați întrebat, dar din câte știu eu, în legea sau în donanță, în locul acel 544, prevede un termen în care să vă oferim un răspuns. Dumneavoastră ne-ați pus întrebarea la prânz și peste 15 minute ați publicat un articol care îi îndepăza pe prânz. Două ore, ce spun. Le-ați dat un răspuns de înregistrare a celei din ele, în termenul legal? Nu știu. Păi iară se ocupă, dar nu contează. Ideea că aveam 10 zile să mă răspund. M-ați invitat la conferința de presă potrivit legii 544 sau nu?
Poftim? M-ați invitat la această conferință de presă sau ați anunțat această de conferință? Eu cred că ați fost invitat. Eu mă doresc. Dar nu știu, dar sunt obligat să vă invit cu dumneavoastră sau în fine. Ca să revenim la întrebarea noastră. Dacă ziceți că aveți niște surse, din punctul meu de vedere de ontologia profesională, trebuie să vă spună dumneavoastră să le verific. Nu știu ce măsură cunoașteți sau nu procesul de aprobare a unui proiect european, care indiferent cu regetor, dar București, Constanța sau Cluj, parcurge aceiași pași. În speță, se pregătește o aplicație de finanțare, un om a stabilit unei liste de investiții, liste de investiții care se stabilește împreună cu reprezentanții OAT-urilor, membre AD-ul respectiv, împreună cu autoritățile publice românești, adică cu autoritatea de management pentru programul operațional infrastructură mare, AMECOIM, și cu reprezentanții JASPERS, care JASPERS-ul sunt să zicem, generic, niște consultanți, dar sunt oarecum angajați de Comisia Europeană. Acești consultanți vin să verifică proiectul, că el trebuie să respecte o serie de aspecte. No, eu cred că de fapt trebuie să știți. Ne pierdem vremea cu explicații de etapele unui proiect european, ce facem aici. Eu am întrebat pe aceea. A venit aici, ați să participăm la un eveniment și domnul să semneze contract. Am întrebat dacă există o situație problematică pentru cele trei localități. Asta a fost întrebarea mea. Adică dacă informația primită pe surse se confirmă, dacă există o situație problematică pentru cele trei localități, și a doua întrebare a fost în cazul în care există o problemă pentru cele trei localități, cum s-a rezolvat problema în cazul Haitonului? De exemplu, dacă este rezolvată sau nu. Spre exemplu, de-aia am încercat să vă explic. Ca să o scurtăm, există niște solicitări de clarificări pe orice proiect, care sunt transmise și la care noi răspundem. Nu e vorba de doar de Haiton, nu știu, sunt clarificări pe diverse aspecte aferente unui proiect, care sunt transmise la Comisia Europeană în termenul legal, care la fel își face treaba. Nu știu cu ce v-ați lămurit dumneavoastră din treaba asta, dar e ok, dacă v-ați lămurit... E bine, nu știu. Ok, dacă mai sunt alte întrebări în speță de implementare, de ce și cum presupune proiectul, vă rog. Pe fostul proiect, pe pasul întâi, au fost tot felul de speculații privind dacă sunt obligați constructorii să readucă carosabilul la formă inițială, tot felul de speculații care au fost pe vremea domnului Sabo. Întrebarea noastră este, adică a mea personală, în momentul în care se intervine pe o stradă, constructorul sau executantul este obligat să readucă strada la formă inițială? Da. Sau se... Răspunsul e da, fără echivoc. La forma inițială cum era, deci nu cu cârpeli. Ce înseamnă sau ce înțelegeți prin forma inițială? Dacă, de exemplu, trama stradală este întreagă și stratul este întreg și se intervine transversal pe o stradă și se face un șanț pe strada respectivă, ei trebuie doar să acopere partea aia sau trebuie să... Exclusiv partea respectivă. Deci eligibil pe fonduri europene este șanțul plus niște umeri. Umerii care poate fi de 20 cm, de 40. Știu, țin minte cu Mihaela, când ne-am bătut capul pe subiectul ăsta, am încercat să facem un număr mai larg. Adică, pe lângă cei 80 de centimetri, să punem câte jumătate de metru pe parte și pe alta. Însemna vreo 30 de milioane de euro în plus. Care, încă o dată, nu sunt eligibili pe infrastructura de mediu. Deci, astea sunt investiții pentru mediu, apă, canal, dar tocmai în sensul ăsta, colaborarea și relația cu primările e foarte importantă, astfel încât, dacă ne corelăm lucrurile cât se poate de bine, eu zic că o să iasă o treabă mult mai bună decât s-a făcut în primul proiect. Asta știu. Aici vreau să spun și două cuvinte. Da. Asta a fost motivul pentru care am zis că deja am desemnat în primăria Câmpianului de două persoane care se ocupa de acest proiect. Și aici țineți doar de profesionalismul și seriozitatea constructorului. Vreau să vă spun și de acum, deși trebuie că primul pas care îl facem în Câmpia Tuzii, sau prima vizită care îl face efectiv în teren, îi voi duce la lucrările făcute pe pasul 1, spre exemplu, strada Tudor Vladimirescu, da? Pentru că nu voi accepta cei care au lucrat pe pasul 1 și au făcut treaba bine. Și asta trebuie să o spunem și să o recunoaștem. Dumnealor pot, dacă respectă întreaga procedură și grada de compactare este făcut așa cum ar trebui să fie făcut, nu doar din hârtie și din pix, atunci n-ar trebui să avem problemele care au fost la pasul 1. De asta eu am desemnat deja persoanele care vor urmări aceste lucrări, dacă compactarea și
se respectă în totalitate tot ceea ce înseamnă procedura de așternere a scratului în groapa rezultată ca urmare a întregului scratului. Propunea domnul Peciu să și filmăm înainte și după. Și cred că e un... Nu, așa facem. Deci, oricum, pentru consultanță, înainte de a intra pe stradă, se fotografiază, se filmează, și ca să nu avem discuții. Am pățit. Deci, și noi. Da, noi am pățit-o. Că a pățit-o în niciun. Strada, o stradă care era spartă toată, trebuie să o facem ca și nouă. Da, da. Repet. Colaborarea se face din adresă. Eu vă propun să semnăm contractele, că știu că domnii prima se grăbesc. Și dacă mai aveți...